Bun găsit, tovarăși și prieteni! <coughs> M-am abonat de curând la contul Partidului Comunist Creștin Stalinist. Parcă așa, parcă așa îi zicem. Comunist Creștin Stalinist. Și astfel am putut urmări ultimul film încărcat pe acest cont. Și doresc să-i răspund oarecum. Pentru că a spus anumite lucruri interesante, dar și unele lucruri total neadevărate. Ce este total neadevărat? Total neadevărat este să, între altele, să confunzi respectarea religiei cu dominația ei, cu supremația ei. Da, comuniștii au respectat religia în toate formele, și creștină, și budistă, și islamică. Ne vorbeam acum ceva timp despre execuția de călugări budiști în Mongolia. Domne au fi fost, dar budismul n-a fost interzis. Cu atât mai puțin a fost interzis creștinismul la noi sau în Uniunea Sovietică. Eu am trăit pe vremea aia și, și știu, eu însumi am fost botezat. Părinții mei, deși erau membri de partid, m-au botezat. Funcționau în continuare școli bisericești, se pregăteau preoți. Mă rog, nu prea s-a insistat pe caracterul progresist al pregătirilor, având în vedere cât de mulți preoți după 90 au devenit afacerii sau legionari. Dar, de dragul discuției, se pregăteau preoți, funcționau școlile, funcționau tipografiile bisericești, bisericile în multe cazuri erau pline. Asta înseamnă să respecti religia, să respecti credințele fiecărui om. Uh. Uh, și toate astea se trag de la Lenin, care spunea clar că uh, noi, marxiștii, trebuie să ne ferim de a jigni sentimentele credincioșilor, uh, trebuie să-i respectăm și respectați au fost. Nu se poate nega că n-au fost respectați creștinii. Eu spun, ce... Eu spun ce era. Acum, dacă cineva are altă date, mă întreb ce replică poate să dea la asta. Că nu -are, -are, are ce replică să dea. Da. Nu poate nimeni să spună că n-am respectat noi religia. Da, au fost demolări de biserici, în unele cazuri monumente istorice, dar asta a fost atât de puține. Deci. Cred că nici 0,1% din biserici nu au fost dărâmate. Hai să fim serioși. Asta dovedește că regimul a respectat biserica. Să nu exagerăm demolarea bisericilor. Asta, asta fac numai fasciștii. Fasciștii exagerează demolarea bisericilor. Dar cele mai multe au fost dărâmate pentru că ori erau degradate, ori nu se încadrau în planurile de sistematizare urbanistică. Așa au fost dărâmate și o grămadă de, de construcții nebisericești mult mai multe construcții nebisericești au fost dermate de conteste decât construcții bisericești, dar asta este o altă poveste și nu vreau să uh, și nu vreau să insist. Dar este o greșeală să confunzi respectarea religiei cu supremația religiei. Comuniștii să fie foarte clari, în toate țările, în toate țările în care a existat regim marxist, muncitoresc, comunist, biserica a fost separată de stat. Învățământul a fost separat de biserică. În toate țările care au avut regim comunist, se preda în școli teoria materialistă despre originea pământului, despre originea speciilor, despre originea omului. În toate țările care au avut regim artist, Darwin era la putere. Și cum putea să, cum să, cum să nu fie la putere când Darwin este adevărul în materie de origine a speciilor? a Omului. Mar, Dar vine este adevărul în materie de biologie. Nu trebuie confundat, deci, sub nicio formă respectarea bisericii cu supremația bisericii. Cu atât mai puțin pot fi acceptate apelurile la să piară toate religiile, și să rămână numai creștinismul. Pentru că asta am auzit în acel film. Uh. Comuniștii n-au făcut deloc așa, adică n-au făcut persecuții religioase, n-au interzis celelalte religii, ci le-au permis să coexiste, să înflorească alături de creștinism. Regimurile comuniste recunoșteau și comunismul, recunoșteau și islamul. Și pentru cine crede că islamul nu are rădăcini în România, să meargă în Dobrogea și o să vadă acolo niște lucruri care poate îi vor schimba părerea. Um, și mai greșită mi s-a părut încercarea de a contrapune revoluțiile marxiste, revoluțiile muncitorești, comuniste, cu Revoluția franceză, care, în esență, a fost o revoluție burgheză. Revoluția franceză nu s-a oprit la uh, doctrina burgheziei, a, a încercat să meargă dincolo de capitalism. Dar a fost totuși, în esență, o revoluție burgheză. Indiscutabil. În faza ei de început, 1789-1793, ca să zic așa, chiar și până în 94, a fost o revoluție burgheză. Dar nu avem dreptul să o contrapunem revoluțiilor marxiste. Ce spune marxismul? Burghezia, la vremea ei, atunci când lupta cu feudalismul, era progresistă. Aici nu poate să existe nici măcar o Urmă de dubiu. Marxismul a considerat și consideră progresistă lupta burgheziei pentru înlăturarea rămășițelor feudale. Filmul în cauză omite să omite un alt aspect. Faptul că în această luptă sa cu feudalismul, care, pormă, s-a întors împotriva ei, dar este o oarecum o altă poveste, în acea luptă a ei cu feudalismul, Burghezia a fost sprijinită puternic de popor, de țărani, de muncitori. Ce ar însemna dacă am scoate noi din istoria Revoluției franceze marea teamă? Ridicarea țăranilor împotriva nobililor în august 1789, cam la câteva săptămâni de la călderea Bastiliei. Acolo n-au fost iluminiști, n-au fost iluminați, n-au fost masoni, n-au fost sataniști n-au fost homosexuali, au fost țărani. Și țăranii s-au refuit crunt cu nobilimea, mai ales în nordul Franței. Cei care insistă pe Vandea, pe revolta contra Vandea și încearcă să prezinte lucruri de parcă țărănimea a fost împotriva revoluției, se înșală amarni. Țărănimea în ansamblu ei a fost cu revoluția și pentru revoluție. Marea teamă este un episod clar de ridicarea țărănimii, în favoarea Revoluției și împotriva nobililor. Nu cu nobili împotriva Revoluției, ci cu Revoluția împotriva, împotriva nobililor. Au fost arse castele, au fost uciși nobili și de, de asemenea au fost umiliți nobili. De exemplu, un nobil, un mare cavaler, am uitat, nu am reținut numele, a fost târât de țărani în bălegar. Săranii l-au târât în bălegar. Revoltele muncitorilor, iarăși, împotriva reprezentanților regimului de la orașe. Încă nu se ridicaseră împotriva burgheziei, dar se ridicaseră împotriva agenților regelui din orașe. Un consilier al regelui, care sfătuise poporul să mănânce fân, a avut parte de un sfârșit pe cinste, absolut pe cinste. Țăranii i-au îndesat fân pe gât, i-au băgat fân pe gât, nu, mă scuzați, muncitorii i-au îndesat fân pe gât, i-au băgat fân pe gât și apoi l-au spânzurat. Uh, toată frământarea populară care a cuprins nu numai satul, ci și orașul după 1789, după căderea Bastiliei pe 14 iulie 1789, dovedește că Revoluția a avut încă de la început de puternice, puternice rădăcini în masele țărănești dar și în cele muncitorești de la orașe. Pe urmă este arhi cunoscut faptul că Revoluția franceză, mai ales în faza ei de apogeu 1792 93 94 deci după proclamarea Republicii și arestarea regelui, că regele n-a fost arestat imediat, a mai rămas vreo trei ani, în acea perioadă, baza principală a Revoluției au fost săraci, săracii Parisului, muncitorii, cei săraci, sanchiloții, așa cum erau numiți. Ei au fost baza Revoluției. Sărăcimea, Paris, sărăcimea, Parisului, în special. Uh, în fine, este cunoscut faptul că cei mai mari agenți ai, ai, decrest, ai descreștinării n-au fost burghezii, ci au fost tocmai săraci, tocmai sanchiloții, săracii Parisului și exponenții lor principali, ebertiștii și turbații. Turbații lui Jacques Roux, ebertiștii și Turbații au fost principale exponențe de a descreștinării la orașe. Se știe apoi că liderii Revoluției franceze, Robespierre și Saint-Just după 1793, erau oameni care vedeau dincolo de capitalism, nu, vedea, nu la comunism, dar vedeau dincolo de capitalism spre un fel de socialism mic burghez al micilor proprietari egali în drepturi, după principiul lui Rousseau, cum că niciun om nu trebuie să, nici un proprietar nu trebuie, atât de boga, nu trebuie să fie atât de bogat încât să cumpere alt om și niciun, și niciun proprietar nu trebuie să fie atât de sărac încât să fie cumpărat de un alt om, încât să fie nevoie să se vândă. Asta la a stăpânii pe Robespierre, gândirea lui Rousseau, despre care cu greu putem spune că ar fi fost capitalist, mason, iluminat. Au stat exact iluminiști și iluminiști. Iluminismul cuprinde multe lucruri, nu cuprinde numai adepții burgheziei liberale, nu cuprinde numai liberalism burghez, nu cuprinde numai adepții constituționalismului burghez ala Montesquieu sau Voltaire da, Voltaire a fost un cinic care disprețuia masele populare și uh, idolatriza burghezia dar Rousseau a fost cu totul altceva decât Voltaire uh, deci ce vreau să spun uh, țăranii și muncitorii 1. țăranii și muncitorii au sprijinit revoluția 2. au existat tendințe comuniste chiar în revoluție nu în sens marxist, ci în, pre, în sens premarxist, și uh, poporul, sărăcimea au susținut nu numai lupta cu monarhia și cu feudalismul, ci și cu biserica, cu religia. Uh, deci, să contrapui Revoluția franceză, Revoluției, uh, revoluției bolșevice, Revoluția rusă este o mare greșeală. În realitate, amândouă au fost progresise, dar fiecare la vremea ei. Revoluția franceză a fost cel mai progresist lucru la vremea sa, mult mai progresist decât Revoluția americană sau Revoluția engleză din secolul XVII, dar pentru că a fost în vremea sa, prezintă limitări față de Revoluția rusă. Deci, Revoluția franceză nu a. a nu a fost depășită ca însemnătate de Revoluția Bolșevică, fiindcă liderul Revoluției franceze ar fost mai proști decât cei Revoluției Bolșevice, fiindcă Robespierre ar fost mai proști decât Lenin. Nu! Ci pentru că în acele timpuri condițiile erau de așa natură că, de așa natură că Robespierre nu se putea înălța și Revoluția franceză nu se putea înălța la nivelul celei ruse, fiindcă sunt alte epoci istorice. Dar fiecare a fost progresistă la vremea sa. Da, Revoluția franceză n-a fost cât Revoluția Rusă, dar nu pentru că ar fi fost uh, un complot mason, masonic și satanist, ci pentru că nu existau condiții la vremea respectivă pentru a înălța Revoluția franceză pe culmile Revoluției Ruse. N-a fost masoni, da, au fost masoni, Revoluția franceză, au fost masoni, au fost lichidați rapid, pe măsură ce Revoluția s-a mutat, s-a mișcat de, de la stadiul strict burghez la stadiul plebeian, comunist în sens mic burghez, socialist în sens mic-burghez, masonii au cam fost eliminați din Revoluție. Oameni ca mirabă, Lafayette și alții au fost cu timpul înlăturați din Revoluție. și toți adepților. N-a fost satanist și masonic, dar n-a fost nici proletar. A fost popular în sens pre-marxist n-a fost niciun eveniment satanist nici niciunul marxist, ci unul popular, chiar cu tendințe socialiste, dar în, în sens premarxist. Noi avem cel mai, mare, cel mai mare respect pentru Revoluția franceză. Nu este comunist adevărat să nu respecte Revoluția franceză și felul cum poporul și liderii săi s-au răfuit cu aristocrația, cu biserica și chiar și cu burghezia. Nu este comunist adevărat care să nu fie entuziasmat de Robespierre și Saint-Just. Nu poate exista nici comunist adevărat care să, care să calomnieze Revoluția Franceză. Mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper să ne revedem cât mai curând.